Microsoft Word, harta conceptuală, partea a doua. Harta conceptuală este o tehnică de reprezentare vizuală a conceptelor și a legăturilor dintre ele. Harta conceptuală ierarhică prezintă informațiile în ordinea descrescătoare a complexității lor. Instrumentul SmartArt, oferit de aplicația Microsoft Word, reprezintă o modalitate avansată de redactare a hărților conceptuale ierarhice. În fila Insert și grupul Illustration, descoperim butonul SmartArt, organizatorul grafic. Prin apăsarea butonului SmartArt, se deschide fereastra, alegeți un tip de aspect organizator. Aspectele din galeria organizatoarelor grafice sunt împărțite în 11 tipuri diferite. Selectăm organizatorul ierarhic. Ca orice obiect grafic, organizatorul beneficiază de un strat propriu, care trebuie așezat, proiectat în fața textului. Putem alege o altă combinație de culori pentru organizatorul nostru și un material specific care să îmbrace organizatorul. În imagine sunt trei forme subordonat, o formă asistent și o formă șef. Ne propunem să eliminăm forma a doua, forma asistent. Clic pe forma asistent, apăsăm pe tasta Delete. Organizatorul are în acest moment doar două nivele. Ne propunem să eliminăm o formă subordonat. Clic pe forma cea mai din stânga, apăsăm tasta Delete. În acest moment avem un șef și doi subordonați. Formei cu conținutul hardware dorim să-i adăugăm doi subordonați. Clic pe dreapta, adăugare formă, adăugare formă de dedesubt, add shape below. Pentru fiecare subordonat am dat click pe forma hardware, click dreapta urmat de opțiunea adăugare formă de dedesubt. Alegem pentru subordonații formei șef hardware modul de așezare standard. Iată rezultatul. Sesiune de autoevaluare. Editați o hartă conceptuală cu aspectul ierarhic pentru a descrie organigrama unui plan de afaceri. Inserare organizator grafic de tip ierarhic. Clic pe dreapta. Încadrare text în fața textului. Eliminăm forma asistent cu clic și tasta Delete. Alegem o altă schemă de culori. Edităm text în forma șef. Copiem textul. Edităm text în cele trei forme subordonat. Director economic, director marketing. Director comercial. Pentru această formă vom insera dedesubt doi subordonați. De fiecare dată vom selecta forma șef
Din nou selectăm forma șef, design, aspect standard, editarea textului dorit. Adăugăm un subordonat și formei director economic, copiere text, departamentul contabilitate. Din galeria de stiluri, alegem un finisaj metalic. Tema pentru acasă. Editați o hartă conceptuală cu aspectul ierarhic pentru a descrie perifericele unui sistem de calcul. Toate formele subordonat vor avea aspectul agățat la dreapta. Vă mulțumesc!